Ora de religie, nivel liceal. Bună ziua, dragi elevi! Ne revedem pentru o nouă întâlnire de suflet într-un cadru special dedicat orei de religie. Vom fi împreună cu voi Silvia Fulaș și Mihaela Ghițiu, profesor la Colegiul Național Ion Neculce din București. Suntem în această perioadă împreună în postul mare și ne pregătim să ajungem la sărbătoarea Învierii cu bine. Așa cum apare în citatul de pe ecran, postul mare este o călătorie pe care o realizăm și noi împreună cu întreaga umanitate, de la cădere și până la redobândirea raiului pierdut. Pe parcursul acestei călătorii urcăm treaptă cu treaptă, duhovnicește, dacă putem spune, într-o strădanie de a ne redefini, de a deveni, din punct de vedere duhovnicesc, personal mai realizați. Această realizare personală, dacă putem să-i spunem, această dezvoltare personală duhovnicească, are ca final un punct foarte important, și anume sfințenia. Putem spune că Sfântul este realizarea sau dezvoltarea personală desăvârșită. Să pornim la lucru. Vă rugăm, ca și data trecută, să aveți lângă voi o foaie și un instrument de scris, pentru că sperăm și astăzi să descoperiți lucruri de folos personal. Încercăm să găsim modalități prin care puteți progresa parcurgând trepte, etape din devenirea personală. Ce dorim pentru început? Vă rugăm să desenați o scară. Dacă ați gândi viața voastră ca pe o scară spre autorealizare, ce ați scrie pe treptele acesteia? Ce ați pune pe prima scară? Unde vă situați în acest moment? Ce ați scrie pe ultima treaptă? Dar ce doriți? V-ați gândit ce doriți să realizați? Scrieți acel cuvânt care va descrie ținta vieții voastre așa cum o vedeți în acest moment. În fiecare moment al vieții noastre noi ne punem anumite ținte, anumite obiective. Pentru fiecare dintre noi, dacă ne gândim global la nivelul vieții noastre, important este să ne desăvârșim, important este să ne atingem țintele care ne definesc personal, adică să putem să ne înmulțim talanții. Desigur că pe acest drum al devenirii personale, fiecare dintre noi încearcă să realizeze cât mai mult, fie o viață mai bună, mai lungă, fie un trup sănătos și frumos, fie să se realizeze din punct de vedere material, fie să fie o persoană plăcută în societate, fie să aibă rezultate foarte bune din punct de vedere profesional. Toate aceste trepte pe care le-am enunțat și care au, desigur, legătură cu piramida nevoilor esențiale ale oamenilor, așa cum le găsim formulate de Maslow, adică nevoi de natură fizică, de natură materială, socială, profesională, sunt totuși trecătoare, ele sunt în limitele acestei lumi. De aceea, dacă este să ne stabilim un țel al vieții noastre, mântuirea este singura cea care veșnicește. Și atunci, toate aceste dorințe de realizare ale noastre, care au de-a face cu dezvoltarea personală, ar trebui puse în legătură cu mântuirea și atunci vom ajunge la desăvârșire. Să urmărim acum treptele devenirii omului din perspectiva duhovnicească. După cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, nașterea omului își are începutul de sus. Nașterea omului este una, datorită coexistenței sufletului și a trupului. Dar se împarte în trei pe parcursul devenirii noastre. Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește chiar de trei nașteri. Una biologică, prin care luăm ființă, cea prin botez, prin care primim buna ființare, și cea prin înviere, prin care ne preschimbăm prin har în ființe veșnice. Astfel, nașterea omului și renașterea lui în har îi dau posibilitatea de a înainta, de a deveni trupește și a atinge ținte duhovnicești înalte. Așa cum există o devenire biologică, omul din stadiul de embrion se naște, devine copil, tânăr, adult, tot așa există și o devenire spirituală. Ce începe de la botez, se desăvârșește prin sfintele taine și prin efort personal și ajunge până la dumnezeire.
Omul este persoană, are principiul ipostatic. Iar asemănarea cu Dumnezeu este ținta la care trebuie să ajungă, iar acest lucru îl vedem din fresca, îl vedem și în fresca de la Voroneț. Să vedem, Mihaela, ce efect are această abordare asupra devenirii noastre din perspectiva nevoilor noastre. Vom lua din perspectiva tuturor nevoilor noastre, dar este foarte frumos că avem pe ecran această imagine extraordinară de la Voroneț, în care vedem, de fapt, ultima etapă a vieții omului, dacă vorbim din punct de vedere fizic, și anume etapa în care înviați cu toții vom fi în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, noi spunem că viața fizică începe din momentul nașterii, dar, în realitate, dacă ne gândim bine, viața noastră este cu 9 luni mai lungă și trece până în veșnicie prin învierea de obște. Această viață, în această viață avem o responsabilitate extraordinară față de trupul pe care Dumnezeu ni l-a dat, care este, așa cum citim în Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel ne spune că este templul al Duhului Sfânt, și atunci acest trup trebuie îngrijit. Și facem lucrurile acestea din copilărie, când dobândim obișnuințe bune, care ne ajută să avem, din punct de vedere fizic, o viață împlinită. Același lucru trebuie să-l realizăm și în adolescență, când știm că este o perioadă cu mari încercări, cu mari ispite, este o perioadă de definire a personalității, dar și a vieții noastre, și în același timp este și perioada în care se pot instala patimile sau dependențele, cum le spunem în alt limbaj. În această perioadă, cel mai important lucru este să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. La creație ne-a spus: creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Ni se cere să stăpânim în primul rând acest pământ care suntem noi, trupul nostru. Deci iată că stăpânirea de sine este cel mai important punct bun câștigat în adolescență, care ne poate ajuta să ajungem la nepătimire. Și Sfântul Ioan Scăraru, care a fost sărbătorit în această duminică, ne arată un lucru deosebit de important. Ne spune el în citatul de pe ecran: să-i dăruim lui Dumnezeu toate nevoințele tinereților noastre, pentru că făcând aceasta vom ajunge să avem o bătrânețe lipsită de patimi. Și dacă grija și stăpânirea trupului pot să aibă, da, efecte foarte bune cu privire la sănătate, cel mai important efect este acela de a ne lăsa lipsiți de patimi, de a ajunge la nepătimire. Pe de altă parte, dacă prin întâmplările adolescenței ne putem rătăci, avem alți sfinți care ne oferă modele de excepție și ne arată că ne putem schimba viața oricând. Mai ales astăzi, când adolescența este invadată și amenințată de variate forme de dependență, dorim să vă aducem în prim plan povestea vieții unei sfinte pe care o sărbătorim săptămâna aceasta. Este vorba de Sfânta Maria Egipteanca, trăitoare în secolul V după Hristos, care timp de 12 ani, de la vârsta de 12 ani, trăiește în patim trupești, după 17 ani de viață dezordonată ajunge la Ierusalim, dorește să se închine Sfintei Cruci, însă trece printr-o experiență uimitoare, este împiedicată de 3 ori pentru a ajunge la închinare. Realizează, conștientizează starea ei decăzută, se roagă Maicii Domnului, ajunge să se închine, făgăduindu-i Maicii Domnului că își va schimba viața. Pleacă în pursiul Iordanului, luând cu ea 3 pâini și hainele de pe ea, iar după 47 de ani de viețuire, atinge măsuri duhovnicești atât de înalte încât în timpul rugăciunii se putea ridica, se înălța deasupra pământului. Iată că Maria Egipteanca ne oferă un model opus lui Iuda. Pune început bun vieții de păcat dusă în păcat până atunci. Iuda, stăpânit tot de o patimă trupească, aceea a banilor, în loc de căință pentru vânzarea lui Hristos, nu a avut curajul schimbării, a desnădăjduit și a pierdut atât viața aceasta, cât și pe cea veșnică. Da, învățăm din acest model că este foarte important să folosim momentul actual. Astăzi este momentul să facem o schimbare cu viața noastră și iată Sfânta Maria Egipteanca a făcut-o
și de la Iuda avem exemplul care ne arată că dependența de lucrurile materiale ne poate scoate de pe traiectoria mântuirii. Este firesc, dintotdeauna omul a avut nevoia aceasta de a acumula din teama de existență și de vicisitudinile vieții. Omul a simțit nevoia de a economisi, de a se asigura din punct de vedere material, pentru că se știe după căderea din rai că suntem chemați să muncim din greu pentru viața pe care o ducem și sunt o seamă de întâmplări care ne pot, cum să spun, destabiliza în anumite puncte ale vieții și atunci este foarte important să avem un sprijin. Și omul a căutat acest sprijin în materie, fie că a încercat să acumuleze, să găsească, să dobândească bogății din ce în ce mai mari, în încercarea de a avea un sentiment de siguranță. Dar această cantonare în material aduce cu sine două probleme. Una dintre ele este grija de multe. Omul este răspândit în problemele zilnice și nu mai are timp de o abordare duhovnicească a vieții. Al doilea, și acesta este la fel de important, este că omul își pune nădejdea în materie și în cuceririle omului sau în cuceririle lui personale și nu-și mai pune nădejdea în Dumnezeu. Iar acest aspect este unul foarte important și așa cum observați și în citatul de pe ecran, Sfânta Evanghelie ne învață o dreaptă socoteală cu privire la lucrurile materiale. Ele sunt bune foarte și ne sunt necesare pentru viața de zi cu zi, cu condiția de a nu rămâne în ele și de a reține că ținta vieții noastre este în altă parte. Așa este. Iar dacă în copilărie și în adolescență primim de la părinți toate cele necesare traiului, la maturitate luptăm pentru a le dobândi, pentru ca la final, la finalul vieții, să le lăsăm dăruindu-le urmașilor. Evanghelia ne arată să nu ne lipim inima de cele trecătoare și să folosim lumea cumpătat, cu măsura potrivită. Sfântul Ioan Scărarul ne arată că cel ce și-a pus ca țintă duhovnicească mântuirea se mulțumește cu cele necesare traiului. Dar cel ce n-a gustat din acelea se bucură de avuții. De aceea, din timpul vieții, se cere să urcăm pe treapta dăruirii, căci mai de folos este a da decât a lua. Mai ales că suntem în postul Paștelui, postul ne așează în poziția potrivită față de cele materiale și se împletește cu milostenia față de semeni. Da, și cu milostenia este foarte important acum în post. Milostenia ne aduce aminte că mai avem de urcat încă o treaptă a devenirii noastre. Este vorba de treapta aceasta socială. Vedeți, omul este creat ca ființă socială. Dumnezeu a spus, nu este bine să fie omul singur și ne dorim să nu fim singuri și întotdeauna căutăm compania celorlalți încă de mici, din familie. Dorim să fim în familie, apoi în grupul de prieteni, apoi dorim să fim printre colegii de școală, printre colegii de serviciu, pentru ca în final să fim membri activi ai comunității noastre. Noi simțim nevoia să fim valorizați, simțim nevoia să avem responsabilități și în cadrul acestei comunități este extraordinar de important să realizăm comuniunea. Deci țelul nostru este de a realiza comuniunea în comunitate, să putem să facem din comunitate o mică biserică, indiferent de nivelul la care ea este, fie în familie, fie în școală, fie acolo unde suntem. În acest sens, Sfântul Ioan Scăraru, scara Sfântului Ioan Scăraru, această carte de excepție, ne învață cum să depășim patimile care ne opresc de pe drumul unei comuniuni frumoase cu aproapele nostru și în același timp cum să cultivăm virtuțile care ne ajută să putem să ajungem la comuniunea cu ei. Și dacă vorbim despre patimi, ele sunt la ordinea zilei. Grăirea de rău ține de ademintea răului, minciuna sau chiar și multa vorbire sau virtuțile de care avem nevoie și le experimentăm în viața de zi cu zi ca fiind importante sunt ascultarea, tăcerea, nerăutatea. Toate acestea ne duc cu gândul că deasupra tuturor, în relațiile interumane, stă blândețea, așa cum ne spune Sfântul Ioan Scărarul, care ne arată că blândețea ne ajută să facem față încercărilor vieții, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative, fără a ne tulbura. Și această lipsă de tulburare se vede în relațiile cu semenii. De aceea Sfântul Ioan Scărarul spune
că blândețea este înainte mergătoarea smereniei, tot ea este sprijinitoarea răbdării și tot ea este o poartă de intrare a dragostei și știm că dragostea este temelia comuniunii în iubire între semeni. Iată că alături de devenirea socială, foarte importantă este și devenirea profesională. În relație cu devenirea profesională, adolescentul de astăzi își pune anumite întrebări. La ce sunt mai bun? Ce îmi place să fac? Sau ce profesie aș vrea să am? Încă din copilărie apar primele semne ale vocației, dar acum, la vârsta voastră, a adolescenței, talanții primiți, descoperiți, se cer înmulțiți. Și este timpul deciziilor privind domeniul pe care îl veți urma și în care veți fi puși în valoare. Trecând prin treptele vieții de la adolescență la maturitate, în devenirea profesională descoperim alte trepte. Și astfel avem treapta uceniciei, cea din școală. Următoarea treaptă este a muncii, da, de program continuu, muncii zilnice pentru continuă perfecționare. Și în final, dobândirea maestriei, da, excelenței în domeniul de activitate, ce duce de multe ori la responsabilități față de cei din jur, chiar la misiunea de a conduce comunitatea. Acest lucru trebuie să se facă cu smerenie și cu dragoste. Avem exemplul Mântuitorului pe care îl regăsim în icoană. Însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spală picioarele ucenicilor săi. Numai astfel, prin misiunea sa, conducătorul face ca talanții primiți să rodească în comuniune. Da, și pentru că am ajuns aici la acești talanți pe care vrem să-i înmulțim, o să mă apropii puțin de o schemă pe care am făcut-o și pe care dorim să vă punem întrebările de final. Întrebările noastre de final sunt legate de ceea ce avem de făcut. Am vorbit până acum că dorim să ne dezvoltăm din punct de vedere personal și că cea mai frumoasă dezvoltare personală duhovnicească este sfințenia. Și dacă dorim să ajungem la sfințenie, avem de urmat trepte până acolo. Adică încercăm să ajungem la această măsură a deplinătății lui Hristos. Aceste trepte și ce este de făcut le avem pe ecran. Vă aduceți aminte că la începutul emisiunii v-am rugat să schițați în foile voastre o scăriță și să puneți o întrebare pe prima treaptă, să răspundeți unde sunteți, de unde plecați și să puneți un cuvânt pe ultima treaptă, care este ținta vieții noastre. Bănuiesc că ați spus diverse cuvinte acolo, dar cuvântul cheie pentru orice domeniu al vieții noastre este mântuirea. Acum să vedem ce avem de făcut pe această treaptă. În primul rând să știm unde suntem, că dacă nu știm unde suntem, nu știm câte trepte avem de urcat spre mântuire. În al doilea rând, să fim tot timpul cu privirea la țintă, să nu ne luăm privirea de la ținta aceasta a mântuirii și dacă nu o luăm, atunci toate obiectivele pe care noi ni le punem în viață, fie din punct de vedere fizic, material, social sau profesional sau duhovnicesc, trebuie să țintim, să le atingem pe treapta cea mai înaltă și recapitulez ce am spus în această emisiune despre treptele devenirii noastre pe parcursul treptelor vieții. Pe treaptă fizică să ajungem la stăpânirea trupului nostru, pe treaptă materială să ajungem la a dărui din iubire, pe treaptă socială să ajungem la comuniunea în iubire cu aproapele nostru, pe treaptă profesională să ajungem la excelență, să ne înmulțim desăvârșit talanții, iar pe plan duhovnicesc să ajungem la îndumnezeire. Sigur că pentru a atinge aceste obiective este nevoie de niște pași concreți. De aceea următoarea întrebare pe care vă punem este: care sunt acești pași pe care i-am de făcut pentru a ajunge de unde sunt, undeva puțin mai sus, pe aceste trepte ale devenirii personale? Și nu în ultimul rând, este foarte important să ne întrebăm ce anume mă împiedică să parcurg aceste trepte. Am vorbit mai devreme de patimile noastre, dar am văzut că există soluții. Există soluții la Sfântul Ioan Scăraru, există soluția radicală a Sfintei Maria Egipteanca, există întotdeauna soluții. Ce anume ne împiedică? Sunt patimile noastre. Să le depășim cu ajutorul Sfinților. Cine ne ajută? Sigur că ne ajută familia, școala, prietenii, dar ne ajută și Sfinții,
așa cum este Sfântul Ioan Scărarul. Și acum, la sfârșitul emisiunii noastre, vă lăsăm cu aceste gânduri și cu ce este de făcut. Vă mulțumim și vă urăm vacanță frumoasă, cu liniște și cu mult folos duhovnicesc.